Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Guvernul Republicii Moldova. În continuare urmează conferința de presă susținută de prim-ministrul Dorin Recean, în cadrul căreia inclusiv vom avea posibilitatea să preluăm unele întrebări din partea colegilor din mass media care sunt prezenți astăzi la conferința de presă. În cele ce urmează, cuvântul îi se oferă prim-ministrului Dorin Recean. Bună ziua, stimați cetățeni! Urmare a solicitării președintei Sandu, guvernul vine cu precizările în ceea ce privește programul suplimentar, programul Prima Casă Plus. Aducem 5 noutăți, 5 lucruri pe care le modificăm în acest program pentru ca să, 1. Extindem lista beneficiarilor, 2. Să creștem suma limită a creditului, 3. Să creștem cota de garantare de către stat a creditului respectiv. 4. Să mărim termenul creditului. Și 5. Să simplificăm procedurile de a accesa acest program. Deci, în ceea ce privește extinderea listei de beneficiari, de acum încolo vor putea participa la program și vor putea beneficia de aceste credite preferențiale profesiile libere, cum ar fi avocații, executorii judecătorești, mediatorii, taximetriștii, artiștii, adică oricine poate să demonstreze un venit. Mai departe, am crescut plafonul maxim de creditare. Dacă până acum era 1 milion de lei, de acum încolo este 2.500.000 de lei plafonul de creditare. Asta ca și răspuns a faptului că familiile noastre, tinerii, își doresc condiții mai bune de trai. Am mărit durata creditului de la 25 la 30 de ani, în așa fel încât să avem o perioadă mai lungă de achitare a creditului. La fel, am majorat cota de garantare a creditului de către stat de la 50 la 70% pentru locuințele care sunt cumpărate în afara Chișinăului. Asta pentru ca să putem să încurajăm acest program și să scoatem din presiunea prețurilor pe imobile din Chișinău. În Chișinău, totuși, apartamentele sau locuințele care au fost date în exploatoare cu până la 10 ani, până la depunerea cererii, cota de garantare va, la fel va crește cu până la 65% de la 50%. Pentru cei care deja sunt beneficiari ai programului Prima Casă, Prima Casă Plus dă posibilitatea beneficiarului să se recrediteze sau să-și schimbe creditorul, adică să treacă de la o bancă la alta, inclusiv schimbându-și condițiile de creditare. La fel, cei care astăzi au o locuință nu mai mare de 50 de metri pătrați pot aplica pentru o locuință mai mare și corespunzător să-și procure o locuință din Prima Casă Plus. În ceea ce privește procedurile de simplificare, în primul rând vom digitaliza procesele și vom elimina mai multe certificate, în mod special cele care sunt oferite sau solicitate de la Agenția Servicii Publice. Vreau să remarc încă o dată acest program. Această inițiativă a președintei Sandu țintește familiile, țintește faptul ca noi să creăm condiții cât mai bune de viață pentru cetățenii aici la noi acasă. Programul Prima Casă Plus este o investiție în viitorul nostru, o investiție în viitorul tinerilor și familiilor din Republica Moldova. Acest program va fi disponibil pentru cetățeni începând cu luna iulie 2024 și corespunzător până atunci guvernul va finaliza toate procesele care sunt necesare pentru ca cetățenii să poată să meargă la bancă și să acceseze programul Prima Casă Plus.
Vreau să menționez la final că guvernul construiește o viață mai bună, guvernul construiește condiții mai bune pentru ca cetățenii noștri să continue să-și construiască familiile și să-și construiască viitorul aici, în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule prim-ministru. În continuare deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rog, Nadia TVR. Bună ziua, Nadia Mihuță, jurnalist TVR Moldova. Domnule prim-ministru, să ne spuneți, vă rog, care este valoarea investițiilor făcute de către guvern în acest program? Și iată, cum spuneați și dumneavoastră, apartamentele în Chișinău au crescut, prețul acestora a crescut semnificativ cu 20%, de la începutul războiului practic dublu. Să ne spuneți în ce măsură poate interveni statul și cum poate reglementa activitatea companiilor imobiliare în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Guvernul are o investiție de aproximativ 160 de milioane de lei anual în programul Prima Casă și urmează ca această sumă să se dubleze în perioada următoare. În ceea ce privește prețurile la imobil, în primul rând, acest program are în vedere noi să ajutăm cetățenii să poată să-și permit să-și cumpere locuințe. Afară de aceasta, guvernul va pune la dispoziția companiilor imobiliare o serie de obiecte, mă refer la terenuri, în Chișinău, dar și în afara Chișinăului, ca companiile imobiliare, companiile care construiesc imobile să aibă acces la terenuri pe care să construiască apartamente și locuințe. Și în felul acesta să diminueze din presiunea asupra prețurilor, odată ce oferta de imobile va crește. Dar, la modul practic, nu putem interveni pentru a reglementa ca aceste companii să nu facă abuz și să majoreze prețurile. La modul practic, odată ce, de exemplu, instituțiile statului constată un abuz, atunci, într-adevăr, se intervine. Dar statul acționează prin pârghiile pe care le are și, la această etapă, statul va pune la dispoziție și va privatiza mai multe terenuri pentru construcții, atât în Chișinău, cât și în afara Chișinăului. Mulțumim. Următoarea întrebare la tema conferinței. Domnul Maciac, vă rog. Spuneți-ne, domnule premier, care ar fi ratele dobânzilor? Pentru că, la ora actuală, mediul bancar, spre exemplu, oferă dobânzi mai atractive decât în programele Prima Casă, care a fost anterior. Dacă această rată dobândă ar coborâ sub ratele băncilor? Mulțumesc, domnul Maciac. Vă rog să vă informați și veți vedea că astăzi rata dobânzilor pentru creditele în Prima Casă Plus va fi aproximativ 7,63 și ea cu siguranță nu este sub rata dobânzilor comerciale. În asta și constă programul Prima Casă Plus, ca să se asigure că, dincolo de faptul că avem un credit pe termen lung, un credit ieftin, dar și parțial garantat de către stat. Mulțumesc! Da, ce se va întâmpla cu beneficiarii care, de exemplu, au pătimit de pe urma programelor anterioare, ei au intrat, să spunem așa, într-o incapacitate de plată? Dacă se va rezolva problema lor, nu au fost mulți cetățeni, dar au fost familii care au pătimit de pe urma programelor anterioare, mă refer, a survenit criza financiară și au crescut ratele la bancă. Guvernul țintește acele familii care au nevoie de ajutor și țintit ajută absolut orice familie din Republica Moldova care are nevoie de ajutor, inclusiv pe cei care au avut de suferit fie de urma crizelor imobiliare sau a crizelor energetice. Mulțumesc. Cât va costa statul Casa Plus? Prima Casă Plus. Da, am spus și mai spun, deci astăzi avem o investiție de aproximativ 160 de milioane. Asta este investiția statului în viitorul acestor familii și odată ce dublăm programul, practic limita de credit se triplează, ne așteptăm că la un moment dat aceste investiții să se dubleze. De la 160 de milioane pe an, aproape dublu. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Aici deschidem runda de întrebări altele decât la tema conferinței. Colegii de la TV8, vă rog!
Lubov Plămădeală TV8. Domnule Recean, vrem să, să vă cerem opinia. În ultimele luni avem situații în care instanța dictează despăgubiri judecătorilor care au scăpat basma curată în dosarul la Laundromat. Ultima decizie a fost luată chiar ieri, când judecătorul Mihai Moraru s-a decis că statul trebuie să plătească un prejudiciu de 300.000 de lei. Ministerul Justiției a spus că va contesta, dar vrem să cerem și opinia dumneavoastră. Știți, punctul meu de vedere, există suficienți, eu cred că judecători și procurori onești și integri în sistem și așteptarea mea este cât de curând acești judecători și procurori să facă un pas înainte și evident să pedepsească astfel de abuzuri. Este foarte important ca reforma justiției noi să o facem corect, chiar dacă durează mai mult, chiar dacă produce în sensul ăsta și anumite erori pe drum, dar ca reforma justiției să fie sustenabilă, ca să nu ne mai trezim peste ani de zile că este o reversibilitate, este nevoie ca CSM-ul, CSP-ul, ca noile organe de autoadministrare să intervină disciplinar peste procurorii și judecătorii care fac abuz. Mulțumim, Lubov. Continuăm, Iuliana ProTV, vă rog. Bună ziua, Iuliana Maranciuc, reporter ProTV. Domnul Recean, cum se întâmplă că toți inculpații din dosarul crimei din cadrul Orheiului au fost scutiți de pedepse, iar fostul democrat Constantin Țuțu a fost amnistiat? Același lucru. Așteptarea mea este ca procurorii și judecătorii onești să iasă în față, să-i aresteze pe acei procurori și pe acei judecători care fac abuz și care nu duc la bun sfârșit pedeapsa celor care astăzi, în fapt, trebuie să stea la închisoare. Iar asta înseamnă că judecătorii sau procurorii nu și-au făcut treaba bine sau de ce s-a întâmplat acest lucru? Nu o să speculez. În cazul ăsta, doar vreau să spun că astăzi mai avem suficiente cazuri în care procurorii și judecătorii iau mită și corespunzător nu duc dosarele până la capăt. Mulțumim, continuăm cu Delia, Exclusiv TV, vă rog. Bună ziua, reporter Exclusiv TV, Delia Ciocan. Deci, guvernul și-a asumat majorarea salariilor cadrelor didactice din 1 ianuarie curent, însă conducerea USM spune cumva că nu are fonduri ca să acopere aceste majorări. Care ar fi o soluție în acest sens, în contextul în care profesorii de la USM riscă să nu și ridice salariile pentru luna mai? Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor și cu USM, cu conducerea USM, acum sunt în căutarea de aceste soluții, pentru că pe de o parte noi avem autonomia universitară, iar pe de altă parte avem investiția guvernului în universitățile noastre și eu sunt sigur că vor găsi o soluție. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Avem timp pentru ultima întrebare. Eduard, vă rog. Domnule Cean, spuneți-ne dumneavoastră, cum ați văzut concluziile vizitei la Bruxelles legate de această dată care se discută pe surse europene, legate de 25 iunie, dacă guvernul de la Chișinău, autoritățile se vor încadra în acele angajamente privind deschiderea negocierilor, este o dată realistă sau totuși se va întinde în timp acest termen? Noi țintim sfârșitul de iunie pentru ca să deschidem oficial negocierile și guvernul va fi pregătit cu toate temele pe acasă pentru ca să putem să deschidem oficial negocierile. Ceea ce este foarte important este cu toții să ne angajăm într-un exercițiu de a explica tuturor cetățenilor care sunt avantajele Uniunii Europene, care sunt avantajele schimbărilor pe care noi le facem pentru cetățenii Republicii Moldova ca să construim Moldova europeană aici acasă. Și am să rog toată lumea să ne ajute să aducem acest mesaj la fiecare din Republica Moldova și să încurajăm pe toți să participe la referendumul de aderare din 20 octombrie 2024. Mulțumim foarte mult colegilor reporteri, tuturor celor care ne-au urmărit live. Domnule prim-ministru, vă mulțumim. Conferința de presă. Mulțumim.